Vă salutăm, dragi prieteni, și vă mulțumim că sunteți alături de noi și în seara aceasta, ultima întâlnire în cadrul prelegilor de tineret. Dorim ca binecuvântările lui Dumnezeu să fie cu dumneavoastră și în studiul pe care îl vom avea. Pentru început, vom cere prezența lui Dumnezeu prin rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta în aceste momente spre finalul unei săptămâni de rugăciuni pentru a-ți mulțumi că ai fost alături de noi. Îți mulțumim pentru toate învățăturile pe care ni le-ai oferit. Te rugăm în aceste momente să binecuvintezi tinerii noștri, copilașii noștri, casele noastre și ajută-ne ca fiecare dintre noi să facem pași mici, dar siguri pentru împărăția din ceruri. Ne predăm viețile în mâinile tale, fii cu noi și în studiul acesta în veci. Amin. Dragi prieteni, cu ajutorul lui Dumnezeu vom studia ultima noastră lecție, învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu și vom vorbi despre veșnicie. Dar pentru a ajunge în veșnicie, trebuie să primim fiecare dintre noi câte o coroană. Decorat pentru veșnicie este titlul prelegerii noastre scris de către Alex Popescu din conferința Ardealul de Nord. Textul motto, 1 Corinteni 9:25. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Introducere. Mi-am petrecut 6 ani de viață într-un oraș din inima Transilvaniei, Târgul Mureș. Am surprins aspecte pozitive și negative ale orașului, schimbări în bine și în rău, și am observat oameni ca peste tot, buni și răi, oameni și oameni de nimic. Însă, cu 2 ani înainte să părăsesc orașul, am surprins o schimbare interesantă. O clădire din cetatea medievală a fost decorată și amenajată drept noua casă a căsătoriilor. În interior, locul era unul inedit, predominant auriu, cu 12 candelabre frumoase, cu mobilier și o parte din obiecte de decor recondiționate. Totul a fost rafinat, cu stil aparte, astfel încât decorul să încânte omul prezent în acel spațiu. Dar aceasta este o clădire, undeva. Kilian Jornet Burgada are 1,71 metri înălțime și cântărește 58 de kilograme. Născut în anul 1987 în Sabadell, a crescut în umbra Pirineilor spanioli. La vârsta de 5 ani a urcat Aneto, cel mai înalt vârf din Pirinei. Dintre numeroasele lui realizări, Va Druplu, campion al unui circuit de schi, a câștigat de 3 ori istovitoarea competiție, Ultra Trail du Mont Blanc, iar în 2011 a câștigat cea mai veche cursă de 100 de mile din lume din California. A stabilit recorduri de viteze pe mai multe trasee montane din întreaga lume, inclusiv în Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa. A fost decorat de multe ori, însă în 2014 a fost desemnat drept aventurierul anului. O clădire decorată și un sportiv de anduranță, decorat cu multiple premii. Și totuși, ce înseamnă a decora? A decora înseamnă a împodobi o clădire, o cameră, o sală, un obiect cu diverse ornamente, sau a acorda cuiva o decorație, un premiu, o medalie, ceva particular. Și totuși să fie doar atât? Răspunsul Dexului omite un aspect. Timpul. Cât timp rezistă ornamentul? Cât timp are valoare premiul primit sau medalia obținută? Sub tutela timpului, lucrurile noi se deteriorizează. Premiile își pierd din valoare. Deși oamenii încearcă să le păstreze vii în memorie, nimic nu a fost, nu este și nu va fi veșnic sub soare. O alt fel de decorare. Cartea Cărților nu prezintă în mod direct cuvântul decorat, dar aceasta
reiese în mod indirect din tema centrală a Bibliei. Salvarea omului prin puterea lui Iisus care a murit, a înviat și pledează în favoarea omului. Decorat înseamnă salvat, mântuit, biruitor. Decorat înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Dumnezeu are un scop cu mine și cu tine, acela de a-L proslăvi pe El cu viața noastră. Dumnezeu dorește astăzi să decoreze un caracter în viața mea și a ta, un caracter bun care este mai presus decât posesiunile trecătoare, iar formarea acestuia este cea mai nobilă lucrare în care se pot angaja oamenii. Ne scrie în minte Caracter și Personalitate, volumul 2. Dar să săpăm puțin mai adânc în contextul caracterului. Caracterul nu este reprezentat de însușirile morale pe care ni le-a dăruit Dumnezeu. Acestea sunt talente pe care noi trebuie să le dezvoltăm și care vor forma un caracter nobil, numai dacă sunt cultivate în mod corespunzător. Un om poate ține în mână semințe prețioase, dar acele semințe nu sunt o livadă de pom fructifer. Înainte de a deveni copac, sămânța trebuie să fie plantată. Mintea este grădina. Caracterul constituie roadele. Dumnezeu ne-a dăruit însușiri pe care noi urmează să le cultivăm și să le dezvoltăm. Conduita noastră ne determină caracterul. Cultivarea acestor însușiri, astfel încât să se armonizeze și să formeze un caracter de valoare, este o lucrare pe care nimeni altcineva nu o va putea realiza în locul nostru. Un caracter nobil se formează prin bătălii aspre cu sinele. Domnul Hristos nu ne-a asigurat în niciun fel că ajungerea la desăvârșirea caracterului este o lucrare ușoară. Un caracter nobil și bine dezvoltat nu constituie o moștenire ereditară. El nu apare în mod întâmplător, ci se dobândește printr-un efort personal, prin meritele și harul lui Hristos. Dumnezeu oferă talentele, capacitățile intelectuale, dar noi ne formăm caracterul. Caracterul se formează în bătăliile grele și aspre cu euul. Împotriva tendințelor ereditare, trebuie lansate atacuri neîntrerupte și nicio trăsătură nefavorabilă de caracter nu trebuie să rămână necorectată. Vom merge la următorul subtitlu, Evrei 11. Înainte de anul 96 după Hristos, Dumnezeu îi poruncește unui erudit, Pavel, să scrie o epistolă către evrei și implicit către noi astăzi. Capitolul 11 al acestei epistoli către evrei este capitolul decorării. Acesta începe prin a descrie credința ca fiind o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, și se încheie prin făgăduința primirii premiului de către cei credincioși. Între cei doi poli, capitolul conține un segment pe care sunt înșirați cronologic eroi biblici al căror caracter l-a proslăvit pe Dumnezeu. Unii sunt amintiți pe nume, iar alții se înscriu în versetul 32, căci nu mi-ar ajunge timpul să vorbesc și de proroci. Enoch. Numele Enoch l-am auzit prima dată în copilărie și de fiecare dată când recapitulez istoria sa, rămân uimit. Deoarece umblarea sa este fără pată. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, ci înainte de moartea sa, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Ne scrie Evrei 11:5. Despre Enoch este scris că a trăit 65 de ani și a avut un fiu. După aceea,
El a umblat cu Dumnezeu încă 300 de ani. În timpul acestor primi ani, Enoch îl iubise pe Dumnezeu și avuse temere de el, păzind poruncile sale. El a fost unul din șirul de bărbați sfinți, păstrători ai adevăratei credinți, strămoși ai seminției promise. De pe buzele lui Adam, el a învățat istoria cea întunecată a căderii și bucuria harului lui Dumnezeu, așa cum era văzută în făgăduința făcută, și el s-a încrezut în răscumpărătorul care urma să vină. Dar, după nașterea primului său fiu, Enoch a ajuns la o experiență mai înaltă. El a fost atras într-o strânsă legătură cu Dumnezeu. El și-a dat seama mult mai bine de obligațiile și răspunderea sa ca fiu al lui Dumnezeu. Dragostea infinită și de nepătruns a lui Dumnezeu prin Hristos a devenit zi și noapte subiectul meditației sale, și cu toată căldura sufletului său, el a căutat să descopere această dragoste acelora în mijlocul căruia trăia. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Timp de 300 de ani, Enoch a căutat curăția sufletului pentru ca să poată fi în armonie cu cerul. Timp de 3 viacuri, el a umblat cu Dumnezeu. Zi de zi, el a tânjit după o mai strânsă legătură cu el. Comuniunea cu el a devenit tot mai strânsă, până când Dumnezeu l-a luat la sine. El a stat pe pragul lumii veșnice și între el și țara celor fericiți nu mai era decât un singur pas. Acum porțile s-au deschis și umblarea lui cu Dumnezeu, atât de mult practicată pe pământ, a continuat și l-a trecut prin porți în cetatea cea sfântă, primul dintre oameni care a intrat aici. Următorul exemplu, Moise. Particular, față de alte personaje biblice din galeria credinței, istoria lui Moise este descrisă pe parcursul a 4 cărți. În plus, conține câteva aspecte din copilăria sa. Moise își găsește un loc în inima tinerilor, prin blândețea sa și prin puterea mentală fără egal. Crescut parțial de mama sa și parțial la curtea împăratului Egiptului, Moise face o alegere șocantă din punct de vedere omenesc. Dar dincolo de lucrurile trecătoare, Moise a dorit să fie decorat de Dumnezeu pentru veșnicie. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Evrei 10:24-26. Moise fusese învățat cu privire la răsplata de pe urmă ce avea să fie dată slujitorilor umili și ascultători al lui Dumnezeu. Și prin comparație pentru el, câștigul lumesc nu avea nicio valoare. Palatul magnific al lui Faraon și tronul monarhului erau ademinătoare pentru Moise, dar el știa că plăceri păcătoase care îi făceau pe oameni să uite de Dumnezeu se aflau la curțile domnești. El privea dincolo de palatul luxos, dincolo de coroana împăratului, la onorurile cele mai mari ce vor fi date sfinților, celui preanalt, într-o împărăție nemânjită de păcat. Prin credință, el a văzut o coroană neperitoare pe care împăratul cerurilor o va așeza pe fruntea biruitorilor. Această credință l-a făcut în stare să se depărteze de domnii acestei lumi
și să se unească cu poporul cel umil, sărac și disprețuit, care a ales să asculte mai degrabă de Dumnezeu decât să slujească păcatului. Un alt exemplu, de data aceasta mergem la Pavel, care se naște în secolul 1, în Tars. Un bărbat care urma să devină un instrument potrivit prin care Dumnezeu va răspândi Evanghelia la neamuri. Viața lui cuprinde două faze, una a prigonirilor și una de ucenic. În Epistola către Corinteni, capitolul 9, versetul 24 și 25, Dumnezeu consemnează prin Pavel următoarele. Nu știți că toți cei ce aleargă în locurile de alergare, toți aleargă, dar numai unul primește premiul? Alergați, dar în așa fel încât ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Dintre toate jocurile instituite de greci și romani, alergarea, cursele de întrecere, era jocul cel mai vechi, dar și cel mai prețuit. Astfel de competiții erau urmărite de împărați, nobili, oameni de stat. La ele luau parte tinerii de rang mare și bogați și ei nu dădeau înapoi de la niciun efort sau disciplină care ar fi de trebuință spre a putea câștiga premiul. Pavel prezintă contrastul dintre cununa de lauri, ce se vestejește, primită de biruitori cu ocazia alergării, și cununa nemuritoare a slavei, care va fi dată celui ce biruiește în alergarea creștină. Ei fac lucrul acesta, declară el, pentru o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Pentru a câștiga un premiu peritor, alergătorii nu cruțau nici oboseala, nici înfrânarea. Noi ne luptăm pentru un premiu infinit, mai valoros, și anume cununa vieții veșnice. Deci cu atât mai mult, noi trebuie să fim mai cu grijă în stăruința noastră și mai din toată inima în sacrificiul și abnegația noastră. Pentru slava lui Dumnezeu, la jocurile de obște era o notă de tristețe, doar unul câștiga, doar unul era decorat. Spre deosebire de această situație, Dumnezeu invită pe fiecare dintre noi să alergăm către premiul chemării cerești. Asta da decorare și încă una veșnică. Alergarea mea și alergarea ta pentru a câștiga acest premiu se conturează deci în formarea caracterului. Alege astăzi să-ți formezi un caracter pentru slava lui Dumnezeu. Concluzia? Dragi tineri, Dumnezeu a prevăzut totul ca tu și eu să fim decorați pentru veșnicie. Sunt eu dispus să accept aceasta? Ești tu dispus să accepți aceasta? În încheiere, aș dori să-ți las o licărire a ceea ce înseamnă să fii decorat pentru veșnicie. Un gând cu privire la atmosfera celor mântuiți pe care doresc să-l păstrezi în inima ta pentru tot restul vieții. Universul întreg este curat, o singură vibrație de armonie și bucurie pulsează prin vasta creație. De la acela care a creat toate lucrurile, se revarsă viața, bucuria, fericirea, prin toate domeniile spațiului infinit. De la atomul cel mai mic până la lumile cele mai mari, toate lucrurile însuflețite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită și cu bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire. Dragi tineri, prieteni, frați, copilași, mulțumim lui Dumnezeu că prin harul și bunătatea sa am ajuns la final, la finalul unei săptămâni de rugăciuni. Am înălțat rugăciuni către Dumnezeu,
Am cerut binecuvântarea lui Dumnezeu asupra noastră. Dorim noi oare să fim decorați pentru veșnicie? Dacă această dorință planează în inima mea, în inima ta, atunci fiecare dintre noi trebuie să alergăm către Hristos, să ne prindem de brațul Său și la finalul acestei săptămâni de rugăciuni să plecăm împreună cu Hristos. Acceptă-L în viața ta și El îți făgăduiește că va fi cu tine, nu te va părăsi. În toate examenele vieții tale, Domnul Iisus este gata să te ia de mână. Vei fi criticat, poate vei fi judecat, dar Dumnezeu este iubire. El e singurul la care poți merge și poți plânge și te va asculta. Dragii mei, haideți să facem pași către Hristos, să ne predăm viețile în mâna Sa și El să ne primească. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvintele prețioase din acest timp, pentru aceste învățături minunate. Dorești să pornești cu Iisus? Îți mulțumim că ai fost alături de noi în această serie. Dumnezeu să te binecuvinteze. Ne vom ruga. Doamne Iisuse, venim înaintea Ta în aceste momente pentru a-ți mulțumi că ai fost alături de noi. Binecuvintează-ne și ai grijă și îndurare. Iartă-ne Tu că de multe ori ți-am întristat sfânt în fața Ta. Curățește-ne și ajută-ne să facem schimbări în viețile noastre. Îți mulțumim pentru tot ce faci Tu. Îți mulțumim pentru că ai pus la dispoziție această săptămână de rugăciune. Ascultă Tu rugăciunile noastre slabe, desăvârșește-le și răspunde-ne dacă e după voia Ta. Te rugăm, binecuvintează tinerii care au probleme, necazuri, încercări. Ai milă și îndurare de ei, fă-i să rămână tari pe calea credinței. Întărește-i, avem nevoie de ei. Iartă-ne că de multe ori poate i-am întristat. Ajută-ne să fim lumini pentru tinerii și copiii, pentru generația care vine. Și ajută-ne ca cu toții să ne unim și să vestim cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru toate, te lăudăm în veci. Amin. Doresc ca pacea Domnului să rămână cu fiecare dintre dumneavoastră, cu casele voastre. Și nu uitați, Dumnezeu vă iubește.
Iisus, de toate pe care le-ai creat, mai sus de lume, mai sus de înțelept, Tu ai fost, rămâi în veci de veci. Mai sus de tronuri și și te-ai gândit.